Bun găsit, ne aflăm într-un mall din sectorul 6 al capitalei, care ar trebui să se redeschidă după data de 15 iunie. Am să vă arăt și cum s-au pregătit centrele comerciale. La intrare, clienții vor trece printr-o astfel de poartă. Este un termoscanner care le va măsura temperatura. Mai apoi, vor trebui neapărat să se dezinfecteze pe aceste covorașe, pentru că nu e ok să intre în centru comercial dacă nu au picioarele dezinfectate. Să știți că cei de aici din mall au pus pe jos mai multe sticăre pentru ca clienții să respecte distanța socială, puteți vedea chiar acum în imagini. De asemenea, pe scările rulante au fost făcute mai multe semne pentru ca clienții să poată păstra distanța de 2 metri atunci când urcă pe aceste scări rulante. Accesul în acest centru comercial vă va fi permis doar dacă aveți această mască de protecție, pentru că vorbim despre un spațiu închis. Se vor deschide mall-urile, însă nu se vor deschide și cinematografele și nici spațiile de joacă, pentru că acolo pericolul de a lua acest virus este mult mai mare. De asemenea, magazinele de haine vor trebui să ia și ele măsuri pentru a limita răspândirea acestui virus. Nu trebuie să permită accesul într-un magazin pentru foarte mulți oameni, pentru a nu se crea aglomerație. Există și o controversă cu privire la probarea hainelor în magazin. Nu știm dacă pentru început vom avea voie să probăm hainele atunci când intrăm să ne cumpărăm haine. Putem vedea în continuare că aici pe jos au fost puse sticăre pentru a respecta distanța de 2 metri. Dacă vrem, de exemplu, să ne așezăm pe o bancă, putem vedea că pe acea bancă au fost lipite de asemenea afișe pentru a respecta distanța socială. Să știți că înainte, în acest mall, veneau zilnic undeva la 50.000 de persoane. Vom vedea acum câți oameni vor mai avea voie să intre în acest centru comercial.